imaginăm că suntem în Europa anilor 1600-1750, între Renaștere și Clasicism. După o lungă perioadă marcată de muzică vocală, în care instrumentele aveau rol de acompaniament, intervine momentul marilor schimbări. Stilul baroc, stil definit de contrast și o puternică ornamentare, însă nu doar în muzică, ci și în pictură și arhitectură. Astfel, întreaga artă este forțat aglomerată cu scopul de a stârni efecte de șoc. Termenul baroc derivă din cuvântul portughez barocco, care înseamnă perlă deformată, ce reprezintă o descriere negativă a artei puternic ornamentate din această perioadă. Iar dacă în arhitectură stilul ornamentat este acesta, să ascultăm ce înseamnă a ornamenta din punct de vedere muzical. De obicei, un stil se naște pentru a-l schimba pe cel precedent, iar din punct de vedere muzical, barocul reprezintă opusul Renașterii. Este perioada în care nuanțele muzicale capătă o deosebită importanță, preferate fiind expunerile puternice urmate de contraste liniștite. Încep să se reunească mici grupuri instrumentale, astfel luând naștere primele orchestre. Tot în această perioadă, sincretismul artelor duce la nașterea genului de operă, ce reunește teatrul, coreografia și muzica. Este momentul în care se definește și tonalitatea, lucrările muzicale gravitând în jurul unui centru tonal. Printre cei mai importanți compozitori ai acestei perioade se numără Antonio Vivaldi și Johann Sebastian Bach. Născut în Italia, la Veneția, Antonio Vivaldi a învățat vioară de la tatăl său. A fost supranumit preotul roșu, datorită meseriei, dar și a culorii părului său. Sănătatea precară l-a făcut pe Vivaldi să se îndepărteze de îndatoririle ecleziastice și să se dedice aproape în totalitate compoziției. Astăzi, Antonio Vivaldi este recunoscut mai ales prin renumitele sale concerte Anotimpurile. În Germania, la Eisenach, într-o familie de muzicieni profesioniști, se naște Johann Sebastian Bach. Compozitorul care a influențat cel mai mult generațiile de creatori ce au urmat după baroc. Semnificația cuvântului Bach în germană este pârâu, ceea ce l-a făcut pe Beethoven să afirme nu pârâu, ci ocean trebuia să se numească, manifestându-și recunoștința față de valoarea incontestabilă a lucrărilor acestuia. Printre lucrările reprezentative ale autorului se numără renumita sa arie, dar și tocata în re minor pentru orgă. Deși au trăit în aceeași perioadă, Vivaldi și Bach nu s-au întâlnit niciodată. Bach neobișnuind să părăsească granițele Germaniei. Barocul muzical se încheie odată cu moartea lui Bach în 1750. După moartea sa, Bach a fost dat uitării și redescoperit în anul 1829 la Berlin sub bagheta lui Felix Mendelssohn Bartholdy.